Mei, vă rog să deschideți Sfintele Scripturi la Cartea Psalmilor și aș vrea să citești Psalmul cu numărul 15, pagina în Biblie 560, pentru cei ce folosesc traducerea Cornilescu, varianta limba română, Cartea Psalmilor, Psalmul cu numărul 15, vom citi de la versetul 1 până la versetul 5. Doamne, cine va locui în cotul Tău? Cine va locui pe muntele Tău, Cel Sfânt? cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproape lui său. El privește cu dispreț pe cel vreșnic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu și vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Amin. Vă rog să vă reașezați. Dragi mei, mă bucur în această după-amiază să fim împreună în Casa Domnului. Vă aduc salutări sfinte din partea fraților din Biserica Emanuel Suceava. Dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze activitățile dumneavoastră de aici, slujirile dumneavoastră, starea dumneavoastră duhovnicească și împreună să ne ajute să ne pregătim pentru cer. Amin. Înainte ca să parcurgem o parte din versetele care le-am citit, dați-mi voie pentru început să revin la un pasaj care a fost menționat în această seară din Evanghelia după Luca, capitolul 13, de la versetul 6, am să recitesc o parte din aceste versete. Domnul Iisus a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de cât vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. taie la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l șanul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod, dacă nu, îl vei ia. Frații mei, nu știu, probabil aici locuiți, fiind într-un mediu urban, n-aveți pomi în grădine. În România e mai simplu să vorbești din pasajul acesta, că majoritatea, mă refer la cei din mediul rural, majoritatea înțeleg fenomenul acesta, dar noi nu suntem străini de aceste afirmații. Așa cum s-a spus, vierul a propus să-l mai lase încă un an. Frații mei, noi mizăm foarte mult... Poate aici la dumneavoastră nu este așa. În România am văzut uh, ideea asta, mizăm foarte mult pe bunătatea lui Dumnezeu. Prate, și dacă s-a întâmplat să se facă cum nu trebuia să se facă, stai liniștit că Dumnezeu te mai lasă un an. Uh, să păcătuiesc sau să nu păcătuiesc? Acum nu cred că asta este tendința noastră sau celor credincioși, dar parcă există ideea asta știți cum zic americanii, să spun pe românește, nu te îngrijora, nu te panica, că Dumnezeu e așa de milos, e așa de permisiv, e așa de îngăduitor, că în permanență, parcă îți vine să zice are un singur răspuns, mai lasă-l și anul acesta. Frații mei, ăsta este adevărul, nu putem să nu spunem ca așa zice pilda. Totuși, vă întreb, care trebuie să fie atitudinea mea când Dumnezeu îmi conferă atâta milă? eu nu vă doresc, nu știu cum e aici, ne opresc pe noi în România organele legii. Nu, totdeauna se respectă, de exemplu, regulile de circulație. Și când te oprește, ți-ai dori, spun din propria experiență, să nu te sancționeze. Și unii chiar întreabă, domnule, dar nu se poate un avertisment. Parcă scrie pe undeva prin lege că se poate și un avertisment. Ma, frații mei, nu vi se pare că în relație cu Dumnezeu avem aceeași atitudine? Dumnezeu împarte avertismente, fi liniștit. continuă deplasarea, continuă de demersul, că Dumnezeu e mai bun ca omul. Dumnezeu știe că noi suntem carne păcătoasă, Dumnezeu știe că noi, e normal, e de la sine înțeles, să greșim, să păcătuim. Totuși, frații mei, aceeași pildă, și n-aș vrea să insist mult pe pasajul acesta, știți ce zice? Dacă nu, adică o fermilă este normal. Avem copii, să dau un exemplu foarte simplu, sunt mici, nu o să te super pe copil, că a dat a vărsat mâncarea din farfurie, n-a fost atent, s-a murdărit. Vârsta în sine te motivează să ai milă, să fii permisiv cu el. Totuși, frații mei, te aștepți de la un copil să se maturizeze. Te aștepți de la un copil să se dezvolte și să nu mai fie nevoie să-i acorzi grație. Oare nu asta zice pilda? Bunătatea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, permisivitatea lui Dumnezeu, nu trebuie interpretată în sens greșit. Eu mă uit în biserici, slujitorii trebuie câteodată să ia atitudine și, în general, și apreciez, și eu sunt de aceeași părere. Nu se grăbesc frații să dea afară, nu se grăbesc frații să pedepsească. Se întâmplă accidente, se întâmplă probleme. Totuși, Până unde trebuie să meargă această milă? Revin la această afirmație. Dacă nu va face rod, dacă totuși persistă și își continuă demersul păcătos, îl vei tăia. Și frații mei, numai asta vreau să vă mai spun. Știți ce înseamnă să te taie Dumnezeu? Nu vă doresc să vi se amputeze vreun mădular dar omenește vorbind, odată amputat. Se găsesc acum variante, tehnologia ne ajută, dar nu mai aici a fost. Imaginați-vă un copac la noi în România, cum se curăță copacii. Și sunt oameni bine pregătiți sau cel puțin, așa se afirmă, vin și taie. Nu taie aiurea, nu taie de dragul de a tăia, taie cu un scop, spune ei, benefic. Vă întreb, odată ce ramura a fost iată. Mai este bună la ceva? Frații mei, luăm cu părerea mea cu prea puțină responsabilitate această afirmație. Dumnezeu are și foarfecă. Are cu noi. Pune ce trebuie la rădăcină. Da, aș spune în cealaltă mână sau altă dată, are și instrumente de tăiat. Și de aceea aș vrea să trag un semnal de la armă, în primul rând pentru mine, pentru noi toți să cât accent punem pe bunătatea și permisivitatea lui Dumnezeu, care este acolo, este descrisă în Scriptură, să punem și pe seriozitatea cu care Dumnezeu va trata faptele noastre, gesturile noastre, acțiunile noastre. Să ne ajute Dumnezeu să pricepem asta. Și acum, ca să închei gândul acesta, avem copii. Nu știu cum e la dumneavoastră, aici mi se pare că este alt sistem de notare, diferă de cel din țară, dar nu să majoritatea din România, și știți cum era de la 1 la 10. Se întâmplă să mai iei și o notă slabă. Nu l dai pe copil afară din casă că a luat o notă mică. În cel mai rău caz, îl sancționez într-un fel sau altul. Dar gândiți-vă la o situație ipotetică. S-a ajuns copilul, îl, sprijinești, îi oferi tot ce i trebuie. Nu fi normal, scumpii mei, să-și aducă și el aportul ca să ia o notă pe măsura investiției care s-au făcut în el. Și asta mă tem că e valabil la noi. Noi nu ne aducem suficient aportul. Suntem atât de pasivi. Lasă că o să fie bine. Dragul meu, dacă nu înveți, dacă nu-ți faci temele, cum să fie bine? Dacă nu mă silesc să-i spune la biserică, hai să nu mai mințim. Hai să nu ne mai vorbim de unii pe alții. Hai să fim prezenți. Hai să tratăm cu iubire pe fații noștri. Dacă nu ne facem temele, de unde notăm mare? Din amintiri? Știți că Probabil vă aduceți aminte care a făcut școala în țară. Unii încercau să copieze, unii credeau că profesorul poate să-l păcălești. Din propria experiență o spun. Poate cea mai neplăcută situație era atunci când se dădea lucrarea de control pe neașteptate și nu asta era problemă că se dădea pe neașteptate. Când eu nu eram pregătit. Sau, și mai clar, sau și mai grav, te scotea în fața clasei, era sistemul de pe vremea când eu eram la școală, și te punea să răspunzi în fața celorlalți. Nu ți era rușine de tine, cât ți era rușine de colegi. Dom'le, n-ai fost în stare să -ți asimilezi, să înveți. Și, și, poate nu atât de mult te afecta nota, cât rușinea aia. Te profesorul și te uiți la hartă și, apropo de geografie, că profesorul de geografie avea sistemul ăsta la mine pe vremea mea, te scotea la hartă și... faci dragi ascultători, ne scoate și Dumnezeu la hartă cu ghilimele de rigoare, numai câteodată n-are pe cine scoate și, dar și dacă ne scoate, nu știu câți dintre noi o luăm în serios. Să ne ajute Dumnezeu să facem asta, amin. Haideți să ne reîntoarcem la pasajul care l-am citit și aș vrea împreună să împărtășim câteva gânduri. Recitesc o parte din versetele menționate. Doamne, se întreba David, o întrebare pertinentă, o întrebare la locul ei, o întrebare necesară, aș spune, cine va locui în cortul tău? Imaginați-vă că s-ar da în sală o foaie albă și s-ar spune, fraților, notați ce întrebări aveți. Probabil unii vor întreba, vreau un loc, sau vor zice, ceva de domeniu financiar, cum să câștig mai mulți bani, alții uh, poate se vor orienta spre alt domeniu, dar oare câți dintre noi, dacă ni, ni s-ar oferi această posibilitate să întrebăm orice, ne-am concentrat pe zona spirituală. De exemplu, cum să fiu mai pocăit? cum să stau mai aproape de Domnul, cum să împlinesc mai bine Sfânta Scriptură. Este de apreciat această atitudine lui David. Pe nu-l interesa. Doamne, cine e cel mai mare între noi? Pe eu ce nici interesa? Auzi, Doamne, care e șeful? care e primul, să zicem, nu șeful? care e cel din tăi? Văd câteodată că se duc frații la proroci și îi întreb, dar pentru ce te duci la proroc? Ce cauza ai? E normal să te duci să întrebe Domnul. Și frații mei, nu totdeauna, ca să nu intrăm în detalii nepotrivite, nu totdeauna eu cred că merită să-L deranjăm pe Domnul cu anumite întrebări. Când o să mă ajute Dumnezeu să ajung primar? Mă duc să întreb pe Domnul. Când o să îngăduie Dumnezeu să fiu cel mai bogat om din sat? Poate Dumnezeu îmi dă un vis. Dar nu ăsta e scopul lui Dumnezeu. Sau mai tragic, când o să mă facă frații și pe mine slujitor sau păstor? Să vedem, zice Domnul sau nu zice Domnul. Și unii iau câte o croare din asta, nu știu dacă s-a referit la ceva, nu știu dacă a interpretat-o bine și, din nefericire, nu știu ce să facă cu ea. Ne întoarcem la text. Ce a întrebat David? Doamne, am și eu o întrebare. Vreau să aflu ceva. Cine va locui în cortul tău? Cine va fi pe muntele tău cel sfânt? Mei, primul gând pe care vreau să-l exprim în această seară acesta este căutările noastre, întrebările noastre, preocupările noastre arată cel puțin o parte din identitatea noastră. Când ne întâlnim la un pahar de vorbă, cum se zice, ce ne preocupă? Când deschizi telefonul, ce te interesează? Când accesezi anumite informații, spre ce te orientezi? când ai disponibilitate în orarul tău, ce ai vrea să faci? Toate astea vorbesc despre nivelul tău. E trist, scumpii mei. Noi câteodată dăm vina pe tine. Știți că la întâlnirile dedicate lor, în general se oferă posibilitatea de a pune întrebări. Mai normal, la vârsta lor să întrebe cu cine să mă căsătoresc, cum să aflu voia Domnului, întrebări care vizează. Mai întreabă unii de servici, de chestiuni, să zicem, e momentul să învețe. Fac și astea parte din viața noastră. Totuși, știți ce este dureros? Avem un Dumnezeu așa de mare, avem un Dumnezeu așa de puternic. Și pe noi ne interesează gunoaie. Vorbim de politică. Acum, scumpii mei, eu nu sunt absurd. Trăim într-o țară în care trebuie să facem niște alegeri, avem, suntem cetățeni, suntem legați de țară. Asta e realitatea. Nu trăim în pădure, trăim într-o comunitate. Și vrând nevrând interacționăm cu societatea. Totuși, Totuși, ce loc trebuie să ocupe această preocupare ca și cetățeni și ce loc trebuie să o preocupe căutările noastre alea adevărate, profunde? Cine, Doamne, este plăcuție? Doamne, când tu alegi pe cineva să-l primești lângă tine, la ce te uiți? Și uitați-vă răspunsul care este dat. Cel ce umblă nu zice aici nimic de haine, nu ați observat. Nu zice aici nimic de case, de alte chestiuni vizibile. În general, nu știu cum este în Austria, în România, se dorește când angajezi un om, doamne, de ori chiar să trece, mențiunea asta, aspect fizic plăcut. Trebuie să fie absolvit studii în domeniul cutare va fi un interviu, se va verifica capacitatea lui de analiză, de sinteză, integritate, și alte chestiuni. Ce interesează pe angajator? Toți mei, câteodată noi nu știm ce le interesează pe Dumnezeu. Și uitați-vă ce le interesează, cu toate că am citit de multe ori acest verset. Uitați ce le interesează pe Domnul. Să umblu în neprihănire. Știți ce e dureros? Eu nu știu contextul nostru aici, foarte rar am ajuns eu în Austria, nici nu știu când voi mai ajunge, dar mă uit la pasaj. Și aș vrea să văd valorile, cum le așează Dumnezeu în ordine. Uitați-vă cu ce începe. Cu neprihănirea. Dar nu s să o atingi tangențial, ocazional. Ai fost și tu o dată pe săptămână, ai atins nu știu ce nivel de omnicesc și gata. Nu. Umbli în neprihănire. Mă cred că e cazul să explicăm ce înseamnă neprihănire. În două, trei cuvinte am putea spune că noi trebuie să ne separăm total, definitiv, irreversibil, cu toate că suntem într-un lume de păcat, de tot ce ne împinge la păcat. Ce vreau să scot în evidență, dragi ascultători, noi trebuie să avem această atitudine de respingere a păcatului. Pe mine puțin asta mă sperie la noi. Nu mă tem că ne vom complace Mă tem că nu suntem suficient de tranșanți, suficient, cum spuneam, de respingători. Știți cum este? Sunt persoane mai pofticioase, de exemplu, sau care, cărora medicul le interzice să consume anumite alimente. Și ei încearcă așa o variantă de mișloc. Se așează la masă, alimentul este pe masă și se uită la el. Și măsoară și într-un târziu e foarte probabil să zică dă o gură. Și gura aia a fost cam mică și zice mai dă-mi una ca să fie cum ar fi fost normal. Și zice mai dă-mi una. Și poate să oprește aici. Să oprește. Că îl strigă alții. Măi, nu mânca, n-ai voie. Da, a doua zi zice ieri am luat o gură hai să mai iau și azi una. Da, da, parcă simți nevoie să un pic mai mult ca ieri. Sau alte, alte provocări. Te așezi de două, trei ori la masă. Frații mei, ce vreau să spun cu aceasta? Când citesc pasajul, umblă în neprihănire, face voia lui Dumnezeu. Adevărul iubește, îl spune din inimă. Știți ce, ce înțeleg printre alte? sau ce cred că ar trebui să înțelegem? Să fim foarte tranșanți. Uitați-vă, s-a menționat mai devreme despre această inițiativă pe care a avut fatele spre care am înțeles că vă îndreptați și dumneavoastră. La noi în țară, momentan, lucrurile sunt undeva mai în spate. Probabil în viitor și noi ne vom confrunta cu aceleași probleme. ce dureros? Nu vreau eu să fac rânduială în casa nimănui, Doamne ferește! Eu ca și vizitator, musafir, trebuie să-mi cunosc limitele. Dragii mei, trăim într-o lume plină de păcat. Și când spun plină de păcat, o avem fiecare zi în fața ochilor. Și lumea aceasta plină de păcat, imediat, Nathan, mulțumesc, sora. Lumea aceasta plină de păcat, noi trebuie să fim atenți cum o gestionăm, cum o rezolvăm. Uitați-vă, spunea Domnul Isus, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, ce să faci? Spune în proverbe, poate cineva să umble pe cărbune aprinși fără să-i se prindă picioarele? Poate cineva să pună foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Să ia foc? Este imposibil. Și asta este îndemnul meu, fără a intra în alte detalii de care noi să sunt fer comis că sunteți conștienți și poate v-ați deja, v-ați săturat. Hai să fim sinceri cu noi și ne tranjanți și să nu ne dea, noi zicem în România așa, să nu ne dea cu virgulă, să ne dea cu fix. Apropo de un pic, un pic peste alt un pic și pic cu pic se face oceanul. Poate e prea mult oceanul, se face paharul sau se face ligianul, se face mult. Dumnezeu să ne păzească amin. Hai să trecem mai departe. Acela, nu clevetește cu limba lui. În primul rând, spuneam, relația cu Dumnezeu. Asta abordează textul. Se ferește de păcat, n-am mai detaliat, face voia lui Dumnezeu. Merge textul mai departe și abordează altă dimensiune a noastră. Nu mai vorbește de Dumnezeu. Acum, de cine vorbește textul? Uitați-vă. Nu clevetește cu limba lui. Nu cred că e cazul să clevetim noi pe Dumnezeu mai sunt oameni care îl înjură. Și ca să explice că e vorba de aproape, zice, nu face rău semnului său. Nu aruncă o cară asupra aproape lui său. Ce este important în identificarea valorilor, despre asta vorbim în această seară, care sunt valorile care ne fac vrednici să ajungem pe munte? Care sunt lucrurile care trebuie să reprezintă priorități în viața noastră, nu este. este clar, asta tratează textul printre altele. În al doilea rând, spuneam, trebuie să abordăm această relație. De ce e necesar să abordăm această relație? Frații mei, noi ne concentrăm pe relația cu Dumnezeu. Frate, să fac asta, să fac asta, să fac asta. Uităm că trăim într-o comunitate în care avem frați și surori. Și unii trebuie trași de mânecă și trebuie învățați că Dumnezeu nu mă verifică doar în relația cu el. Frate, eu astăzi m-am rugat, eu astăzi am postit, dar mă cer cu nevasta. Păi Dumnezeu îl iubesc, Dumnezeu îmi e drag, pentru el mor, dar pe nevastă nu suport, sau vă sus. Și asta zice textul, stai puțin, îi bine ce faci, dar nu poți neglijezi partea asta la altă. Imaginați-vă, avem o haină, avem partea din fața hainei, dar e și partea din spate, și medicul când te verifică, nu se uite numai la o mână și cealaltă dacă ai probleme cu mâinile. Cealaltă zice, bine că am văzut una. Nu zice așa medicul, zice, hai să rezolvăm problema. Și dacă chiar vrem să o rezolvăm, concret, la ce face trimitere textul? Nu clevetește. Mă de ce să naște clevetirea? Probabil, scumpii mei, unul dintre motive pentru care apar asemenea probleme este că Știți, Saul la un dat n-a mai putut să-l suporte pe David. Nu că David a vrut să-l detroneze. Asta a interpretat el. Multe din clevetirile noastre provin, din punctul meu de vedere, dintr-o minte, o spun pe românești, care nu gândește bine. O minte sucită. Un om care nu vede bine. Sunt persoane, dacă te-au văzut că te dus pe stradă și te în nu știu ce parte, el zice că ești mândru, el zice că nu-l bagi în seamă. Deci, sau, ai spus ceva de la învun, ai avut o atitudine, o reacție în biserică, e, te abordează atât de pripit încât are percepții greșite. Dar, apropo de Saul, de David, de ce s-a supărat Saul? Auziți, lui David îi dau zeci de mii și mie îmi dau mii. Acum vreau să vă spun, fac o paranteză. Avem copii, e normal un tată, când împarte mâncarea, când împarte dulciurile, să dea la fiecare la fel, nu? Eu nu, nu vreau să dau apă la moară la cei ce clevetez, la cei ce fac reclamații, dar, frații mei, pe de altă parte și noi trebuie să înțelegem că trebuie să fim drepti. Eu nu vă cunosc pe noastră și nu vreau să-mi depășesc atribuțiunea, dar probabil așa este și aici. Mai ai predicat duminica asta tu. Duminica viitoare ai predicat cineva. Altă duminică trebuie... Poate este rândul altcuiva. Ce se întâmplă? Apropo de relația dintre părinți și copii. Zice acolo textul să nu întărâtăm pe copiii noștri la, la mânie. Mă nu poți să ai pretenții la un copil că s-a supărat din moment ce el, eu văd la copilașii mei, se întâmplă unul să nu fie pe fază atunci, să nu fie acasă, când vine ceva. Și este obligatoriu la noi în casă, dacă unul lipsește, să i se păstreze partea până când vine. Și mi se pare foarte normal. Nu-i prezent atunci, acolo, pe moment. Dar este de-al casei. Dar nu despre asta vreau să vorbesc. Saul s-a mâniat pe ceva ce n-a suport. Și care a fost problema lui? Lui David îi dau zeci, zeci de mii și mie îmi dau mie. Am avut de predică. Nu o să potă predica toți. Odată unul predică 5 minute, altul predică 30. Știți cum vor unii. Să fie atât de matematic ca și slujitor de și secundele dacă se să poate să le împarți egal. Păi frații mei, hai să fim sinceri. Noi suntem pocăiți. Noi trebuie să lăsăm de la noi frate, dar tu nu ești drept era pe vremea în România pe vremea când se împărțeau ajutoare Știi ce greu era să împarți ajutoare în România? te duceai cu cântarul te duceai cu măsu unități de măsură și tot nu se înțelegeau frații câteodată nu toți, nu putem generaliza dar de ce? omul colțuros în orice poziție l-ai pune nu l-ai pus bine omul cu minte, omul drept în orice poziție l a așezat, să știți că stă. Și asta e frumusețea între noi, frații mei. Trebuie să existe găduință. Sunt atâtea pasaje în Biblie, nu intrăm în detalii. Pentru că oricând, în orice context, apropo, tot pe aici pe aproape, zice, s-a dus David în valea terebinților, Eliab s-a supărat pe el, dar de ce s-a supărat? A considerat că s-a coborât să vadă lupta. Și acum David, oarecum s-a îndreptățit. Ce-am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel? s S-au observat și copilașul meu, avem copii. Numai ce n-are copii. Nu știe ce înseamnă să ai copii. Și câteodată copii ne mai fac, știți cum zicem noi, bucurii, ca să le uh, etichetăm frumos. Dar înțelegeți și vreau să vă zic. Numai cine n-a fost, sau cine a uitat că a fost copil, din punctul meu de vedere, se supără. Cum, frate, ai văzut ce a făcut copilul? Omule bun, adu aminte de copilăria ta. Calmează-te. E trist, foarte trist, n-aș vrea să spun, dar poate e cazul. Greșești un fat aici la învon. Și cei din sală notează. Ai văzut ce a făcut? Frații mei, vă doresc și noi să -și ajungeți pe la învon, să vedeți cât de, de simplu la învon când te ascultă toți. Și aș fi mai curios de o chestiune, dacă o să vorbiți Confort, perfecțiunii care o cereți de la alții. Asta este cel mai ușor, să stai în bancă și să faci obiecții. Cu tare nu face bine, cu tare e bâlbuit, cu tare nu reușit să identifice prescripția, cu tare n-a fost destul de explicit. Răsultător, cine are obiecții, are probleme. Și ne ne întoarcem la pasaj. Multe ar putea fi spuse, dar ne limităm la acestea. Sau cel puțin. Multe s-ar despre de aici, lucruri pe care poate nici eu nu le pot explica. Nu clevetește, nu face rău. Și uitați-vă ce frumos zice textul. Nu aruncă ce? O cară. Mă duc aminte de Iosif. Noi ne gândim adesea, nu știu să ne ridicăm la nivelul lui. Aflat că lui merita o... știți ce merita? Moartea. Și-a pus de gând. să Solase cum? E așa de frumos să găsești frați care ar merita să, să ia atitudine. Ma nu ne referim la cei care chiar trebuie pedepsiți, vorba lui Pavel. Și, și dacă n-am fost de față, trebuia să faceți ceva. Ne referim la situații în care Biblia recomandă asta. Era un om de prihănit. Nu voia să o facă de rușine. Frații mei, eu vă recomand ceva ca să ne fie și nou mai ușor să facem asta. Când frații noștri greșesc, repet, vorbim de relația pe orizontală, tare bine ar fi să ne punem în postura lor. Eu am avut o experiență puțin plăcută, o să spun în paranteză. Mă deplasam odată cu mașina în România, mergeam dintr-un județ în altul și undeva pe traseu, șoferul care era în spatele meu n-a fost atent, eu am fost nevoit să frânez, el neavând o distanță corespunzătoare, a fost cât pe ce să intre în mine știți, este foarte nebăcută senzația să vezi că nu ai nicio vină și te lovește din spate. Pe moment, atitudinea lui m-a deranjat. Nu i-am spus nimic, că nu aveam posibilitatea să-i spun nimic, dar nu eram așa de pocăi, cred că cum sunt acum, și, sau cum mi-aș dori să fiu. Și poate, Doamne ferește, mă vă gândiți că aș fi fost violent, dar poate i-aș fi zis, omule bun, dar fi mai atent. Dar ce a fost interesant în această pasare, nu știu dacă au durat câteva minute, poate nici jumătate de oră. Și ce mi-a venit mie să mă uit, eram singurul mașină, pe scaunul din dreapta aveam ceva și mi-am am, mi -am abătut privirea de la drum. Când mi-am reîntors privirea la drum, în fața mea se făcuse coloană și eu nu mai puteam supresc în timp util. Și mă să intru în cel din fața mea. Slavă Domnului, mie de multe ori Domnul mi-a mai dat un an. Slavă Domnului că acolo era o stație de alimentare cu căburanți. Un peco, cum zicem noi, și am reușit să evit pe cel din fața mea, nu erau multe coloane, nu erau multe mașini în coloană, două, trei, am reușit să evit acea coloană prin stație, am intrat și am ieșit cu viteza pe care o aveam. După ce în sfârșit am intrat din nou pe m-am liniștit, la ce credeți că m-am gândit? De acum încolo, am să-mi văd de treaba mea, asta sus. Frații mei, asta e trist, e foarte trist. Nu, de ce nu te uiți la datoriile tale? Vorba pildei. Soțul meu e așa și îl face pe soț în toate felurile. Și te întreb, ce ai rezolvat că l-ai făcut? Ai agravat situația, n-ai făcut nimic altceva. Frații sunt așa și vorbim pe frați. Și scumpul meu, repet, ce bine ți-a făcut ție această atitudine? Ce bine a făcut asta adunării? Ne reîntoarcem la pasaj. Nu clevetește, nu face rău, nu aruncă o cară. Frumos un text. Mergem puțin mai departe și poate veți spune, frate, acum aici te contrazici sau cel puțin așa pare. El privește cu dispreț pe cel vrinic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. Eu nu neg că noi trebuie să privim cu dispreț spre păcat. Nu neg noi trebuie să descurajăm orice comportament deviant, orice atitudine de rebeliune, de neascultare, trebuie condamnată, trebuie pusă la perete. Dar nu o să găsiți niciunde în Biblie că nu avem voie să urâm oamenii, asta în primul rând, și în al doilea rând, ce am zis mai devreme, cine-i fără păcat, să dea cu piata. Cine consideră că a scos bârna din ochiul lui, să se apuce de scos paie. Numai, dragul meu, textul e foarte clar acolo. Știți cum pe textul? Nu judecați că și voi aveți probleme. Da, sunt persoane în biserică care trebuie să ia atitudine, dar aia nu-i judecată, aia e altceva. Aia e recuperare, aia e salvare, că să facem dragoste. Noi câteodată mergem la frate și le spunem, frate, n-ai vorbit bine, ai vorbit prea lung, ai vorbit prea scurt, n-ai vorbit suficient de tare, n-ai avut o poziție corespunzătoare. E una să o faci cu gând de ajutor și alta să faci rău. Dar ne întoarcem la text și ne mai de încheiere. Un alt domeniu, relația cu Dumnezeu, doi, relația cu semenii, dar textul mai abordează o relație cu mediul, cu obiectele din jurul nostru. Cum e interesat Dumnezeu cum mă raportez eu la bani? Uitați-vă, nu-și dă ce? bani. E interesat Dumnezeu cum folosesc eu mașina? E interesat Dumnezeu ce obiecte am eu în casă? Este interesat Dumnezeu care serviciul meu, locul meu de muncă? Ce haine am în garderoba mea? Nu mă refer acum la vestimentația aia nepermisă. aia o scoatem în star de plistă. Bine, ce mă uimește, sunt cuvintele vostre, Pavel zice la un moment dat, vreau ca femeile să se roage îmbrăcate în cu cuvincios, nu cu umleturi de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare și spune aici Sfânta situră, ci cu fapte bune. Și mai este un detaliu. Nici cu haine scumpe. Frații mei, ne folosim de bani. Cred că toți avem nevoie și admitem asta. Dar câteodată nu ne încurcă relația cu ceilalți, nu, hai să spun, nu e atât de problematică relația personală cu Dumnezeu, cât este de problematică relația cu obiectele din jurul nostru. Un am de mâncare. Spune textul biblic că e sau, pentru o mâncare, ce-a făcut? A uitat ce valoare are. N-ați văzut că sunt persoane care sunt atât de atrase de aceste obiecte, orice ar fi ele, că e vorba de o mâncare, că e vorba de bani, că e vorba de un bun, încât nu, nu mai văd nimic decât numai bunul respectiv. Oameni dependenți, oameni legați. Zice în Corinteni, toate lucrurile sunt îngăduite și textul să știți că la mâncare face referință în primul rând, dar nu toate trebuie să le dețină, spune eu. Și asta e o primă, un prim detaliu, un prim subpunct. Nu tot ce este în piață trebuie să am și eu. Zice, mâncați, așa cum frații când te duci la masă, mâncați din tot, dar zice, nu mâncați tot. Și într-un fel este un adevăr. Ei cât consideri că e suficient ca să nu te îngrimieze. Știți că toate bunurile astea se zice că sunt făcute în folosul nostru. Dar dacă nu știi cât să iei, îți mai grele decât poți duce tu. Și o să-ți facă rău. Nimic nu trebuie să pună. Asta e alt detaliu, alt test. Poți să le controlezi? O funcție, avem locuri de muncă. Dacă nu poți să o gestionezi, și pocăit, să te menții la nivelul la care Dumnezeu te vrea, înseamnă că ea te controlează pe tine și într-o zi te va ucide. În sens duhovnicesc, bineînțeles. O prietenie, un, un hobby, un, o plăcere. Da, ne place. Mă duc și mă recreez. Doar te recreezi, doar îți ieși puțin din uh, stresul și activitatea zilnică. Sau e ceva mai mult? Eu cred că este perfect normal să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Te bucur de haine, te bucur de mâncare, te bucur de casă. Sunt pentru noi, cum s-a bucurat Adam de toată grădina. Și totuși a zis Dumnezeu, ai grijă, tu trebuie să birui pofta. Uitați-vă la ce zice Pavel 1, Corinten, 1 Timotei 6, Când Biblia, n-am adus nimic în lume și totuși Dumnezeu ne dă. Noi ne ajutăm unii pe alții, cine n-are va primi. N-am adus, dar mai este un adevăr. Noi nu ne place să spunem așa, frate, când am pornit, am pornit de la lingură și furculiță, am fost sărac, dar Domnul mi dat. Și nu oprim acii. știți ce mai zice versetul? Într-o zi tu la lingură și furculiță ajungi. Pregătește-te pentru ziua Nu luăm cu noi nimic. Adică știți cum este? Ca și uh, cum e graficul acela, curba lui Gauss sau cum se numește. Pornești de la nivelul 0, urci, 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 și la un moment dat, deodată, brusc, se duce tot. Trebuie să ne pregătim pentru ziua aceea. Zice Neclesiastul, adun, trudești și nu te gândești că într-o zi tu nu mai poți să-i stăpânești. Comportă-te gândind așa. Le am pentru o vreme, nu trebuie să mă controleze, sunt pentru binele meu, mă folosesc de ele, dar într-o zi, într-o zi, altceva contează. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim, cu ce să ne îmbrăcăm, cum ne va fi? De ajuns. O poate vei zice, în secolul nostru, altul este nivelul. Să mai trebuie și o casă, îți mai trebuie și o mașină. Se poate. Nu zic că nu. E, poate fi foarte vabil. Totuși, lumea trebuie să fie unde ajuns. Dar ce vreau să vă mai aduc aminte, Domnul Iisus a dat o pildă, un om, spune Biblia, se îmbrăca în porfiră, în insubțire, și asta e trist. În fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zecea un sărac. Nu-l nu condamnă Biblia că a fost bogat. Dar știți ce cred eu că îl condamnă Biblia? Sau ce putem învăța de aici? Bineînțeles, îi zice textul că altele sunt bogățiile. Dar ai idee, cum ai putut să treci pe, pe lângă, pe sărac, la ușa lui? Probabil zilnic sau foarte des îl vede pe las. Nu doar sărac. Ca să țin flore mai multă milă și bube. Până și câinii îi predicau la bogat. Fă ce facem noi. Și totuși, nu spune textul, nu ne putem pronunța, dar se pare că Lazar tot săracul rămas și tot amărât. Și durerea cea mai mare. Ne-au fost date bunurile să le avem și să le împărțim. Nu știu numai să aibă, nu știu și să împart. Și foarte rău că bunurile când nu le aduni și nu le împarți, îți fac probleme. Când le ai și le și împarți, atunci merge bine. nu e problemă că Domnul dă cuiva. El trebuie să știe cât e pentru el și cât e pentru alții. Să nu credeți că avea mai mult înseamnă neapărat fericire. Iris frații mei, eu nu vă cunosc pe dumneavoastră, nu știu contextul în care vă mișcați. Văd la noi în România persoane care... Hai să vă spun ceva concret. Știți cum este? Până n-ajungi să n-ai de mâncare, până n-ajungi... Eu am avut o experiență, nu no sunt intru în detalii neplăcute în viață, când am cerut ajutorul, am fost... Nu am avut nevoie de bani nici de mâncare. Aveam nevoie de o mișloc de transport și nu s-a nimeni. Eram undeva în drum. Se mai practic în România, făceam cu mâna, am pierdut mijlocul de transport pe care îl plănuisem să-l iau și m-a dus să iau ocazie, cum zicem noi. Și nu m-a luat nimeni în mașină. nimeni. Mă grăbeam să ajung la mormântare, în familie lărgită și m-a sunat atunci cineva și mi-a zis ce faci. Și eram foarte iritat. Maș atâtea mașini trec. Nu spune nici măcar una să nu se gândească la mine e foarte frustrant, să știți și mi-a zis persoana aia atâta tu câți oameni ai luat la ocazie? vă dați seama că -am, din momentul ăla am plecat capul în jos și am zis da doamne, eu o să vin nu m-a interesat că plouă, că-i frig bine că mi-e mic alt. bine că mașina mea merge bine că am cu ce merge Credeți mă când văd un om la ocazie, mi-aduc aminte ce mi s-a întâmplat mie. N-ar fi fost normal să fie așa. N-ar fi fost normal să fie așa. Dar toate astea și alte experiențe pe care noi le avem, asta a învățat Dumnezeu și pe evrei. Aduți aminte ce înseamnă să fii rob. Te duce Dumnezeu în țară, dar tu să știi cum se folosești țara. Închid, frații mei, reamintindu-vă aceste gânduri. Doamne, cine va fi acolo? E întrebarea care trebuie să ne machine. E preocuparea cu care aș vrea să plecăm în această seară ale noastre. Nu cine e cel mai bogat, nu cum să. să ajungem cu bine la sfârșit. Și am vorbit de trei dimensiuni. Dimensiunea cu Dumnezeu, fără păcat, ascultare, frică, detașare totală, relația, dimensiunea cu oamenii, pe orizontală, cum spunem noi, cu iubire. Să încurajăm, să protejăm, să mângâim, să ne comportăm cum am vrea să se comportă alții cu noi. Și altă dimensiune, cu bunurile care le avem la dispoziție. Dumnezeu să ne ajute să facem voia sa. Amin.